Rusia a decis să atace Republica Moldova, transmit sursele prestigioasei publicații The Times. Rusia intenționează să atace Republica Moldova pentru a deschide un nou front împotriva Ucrainei, informație care se pare că vine din cadrul serviciilor secrete ucrainiene. Una dintre sursele publicației britanice a spus că există mai mulți factori care ar indica un atac în viitorul apropiat asupra fostului stat sovietic, care, dragi prieteni, mare atenție, are o armată formată numai din 3250 de militari. Dacă vor prelua controlul asupra Republicii Moldova, trupele ruse ar putea ataca orașul Port Odessa dinspre vest. Credem că Kremlinul a luat deja decizia de a ataca Republica Moldova. Soarta Moldovei este crucială. Dacă rușii reușesc să preia controlul asupra țării, noi, adică Ucraina, vom deveni mai vulnerabili din punct de vedere militar. Va fi o amenințare la adresa integrității Ucrainei, a declarat o sursă militară ucrainiană a serviciilor secrete. Iar dacă Rusia atacă Republica Moldova, Statele Unite ale Americii pot interveni cu trupe în războiul purtat de Rusia. Despre toate acestea vom vorbi în episodul de astăzi. Înainte să începem, nu uitați, dacă vreți să fiți la curent cu viitoarele materiale, documentare și teorii incredibile care apar pe acest canal, apăsați foarte simplu și total gratuit butonul roșu de subscribe și clopoțelul. Așadar, dragi prieteni, toată lumea știe că tensiunile au sporit în Transnistria, regiunea separatistă a Republicii Moldova, după o serie de explozii atribuite unor teroriști. Analiștii militari și occidentali cred că obiectivul Kremlinului este de a crea o legătură terestră dinspre Rusia, de-a lungul întregii coaste a Ucrainei către Transnistria, tăind astfel accesul Ucrainei la Marea Neagră. Potrivit unor surse militare, serviciile de informații ucrainiene atrag atenția asupra activității de la aerodromul principal din Tiraspol, capitala Transnistriei, care sugerează că rușii s-ar pregăti pentru un conflict cu avioane de transport Iliușin 76 și posibil elicoptere care ar urma să ajungă aici din Crimea. În timp ce rușii ar putea încerca să-și transfere trupele pe avioanele IL-76 și elicopterele care v-am spus că vor decola din Crimea ocupată, în același timp, în capitala Moldovei, Chișinău, urmează să fie organizate proteste și revolte pe data de 9 mai, când susținătorii proruși au anunțat mitinguri. Se pare că Rusia va încerca invadarea Moldovei mai aproape de data de 9 mai, când Rusia sărbătorește Ziua Victoriei. La această dată, președintele Vladimir Putin ar putea recunoaște, dragi prieteni, mare atenție, independența Transnistriei, ceea ce ar duce la derularea unui scenariu Donbas, cu care cu toții cred că sunteți familiarizați, și ar reprezenta o amenințare directă la adresa integrității teritoriale a Republicii Moldova. Acest lucru va coincide cu faptul că se pare că Vladimir Putin vrea să declare tot pe data de 9 mai mobilizare generală, utilizând toate resursele pe care Rusia le poate oferi pentru acest război. Iată ce spun sursele ucrainiene. Credem că Moscova a luat deja decizia să atace Moldova. Soarta Moldovei este foarte importantă. Dacă rușii vor prelua controlul, noi vom deveni o țintă mai ușoară din punct de vedere militar, iar amenințarea la adresa Ucrainei va fi existențială. Dacă Rusia recunoaște independența Transnistriei, aceasta va fi o amenințare directă și o încălcare a integrității teritoriale a Moldovei. O repetare a scenariului Donbas. Analiștii militari de la Institutul Regal al Serviciilor Unite pentru Studii de Apărare și Securitate din Marea Britanie consideră că o astfel de operațiune a rușilor ar avea trei obiective. 1. Să retragă o parte din trupele ucrainiene din frontul de sud-vest. 2. Să oprească cursul pro-european al actualei guvernări în Republica Moldova. Și 3. Să sperie Occidentul că sprijinirea Ucrainei cu arme și bani ar putea duce la o destabilizare suplimentară în regiune, mai ales în Balcani. Și să nu uităm că ocuparea Odesei ar fi mult mai simplu de realizat dacă vine din două părți, din est și din vest. Vreau să vă aduc în atenție faptul că nu există o reglementare internațională care să interzică unor țări să sară în ajutorul altei țări atacate fără motiv de o putere străină, inclusiv cu trupe și mijloace militare, și este exact ce se întâmplă în Ucraina și posibil în Republica Moldova. Iar amenințările cu arme nucleare au avut rolul să timoreze America și NATO să nu intervină în Ucraina, cel puțin până în acest moment.
însă vreau să vă prezint un amănunt esențial despre care nimeni nu prea vorbește. Adam Kinzinger a anunțat introducerea unei rezoluții comune care ar autoriza utilizarea forțelor armate ale Statelor Unite pentru a apăra integritatea teritorială a Ucrainei, dacă Vladimir Putin își intensifică atacurile. Această rezoluție, oameni buni, i-ar oferi președintelui Statelor Unite o autorizație să utilizeze forțele armate pentru a răspunde în cazul în care Federația Rusă ar folosi arme chimice, biologice sau nucleare împotriva Ucrainei. Această rezoluție ar urma să treacă prin Congresul din Statele Unite zilele viitoare, iar acest anunț a fost făcut în premieră pe postul de televiziune CBS. Întrebarea care se pune, și aștept un mesaj de la voi în secțiunea de mesaje, este ce ar face America dacă Rusia atacă Republica Moldova, țară care nu aparține NATO. Dacă nu face nimic, scenariul s-ar putea repeta, oameni buni, cu Finlanda și Suedia, țări care nu sunt în NATO. Își pot permite așa ceva SUA, UE și NATO? Ei bine, probabil că nu, dar aștept răspunsul vostru și sunt foarte curios să vă știu părerea. Se pare de asemenea că pe data de 9 mai, Vladimir Putin va declara mobilizare generală. Ce înseamnă acest lucru mai exact? Este exact ce îi trebuie pentru a concentra toate resursele Rusiei, militare, umane, economice, logistice, pentru a câștiga acest război. Iar dacă Putin ar recunoaște independența Transnistriei, la fel cum a recunoscut și independența regiunilor Donetsk și Lugansk, începând războiul pentru eliberarea lor, același lucru s-ar întâmpla și în Transnistria. Începând războiul pentru eliberarea lor, la fel ar putea începe un război sub pretextul eliberării etnicilor ruși din Transnistria. Război care poate fi susținut și de cei 1500 de militari ruși prezenți deja în Transnistria. Dar și prin aterizarea sau parașutarea în Transnistria a sute, poate chiar mii de alți militari ruși. Scopul final al operațiunii fiind joncțiunea cu forțele militare rusești, care pun în acest moment presiune pe Nicolaev și Odessa. Oameni buni, să vorbim un pic și despre Transnistria, ca să punem toate aceste informații cap la cap. E bine, Transnistria se află într-o așa numită zonă de securitate, care este monitorizată de militarii ruși, moldoveni, dar și ai acestei regiuni. Zona de securitate, prieteni, reprezintă 5% din suprafața totală a Republicii Moldova. Are o lungime de 225 de kilometri și o lățime de circa 12 și 20 de kilometri. Iar această zonă își are originea într-un acord de încetare a focului, semnat în anul 1992 la Moscova, de președintele de atunci al Republicii Moldova, Mircea Jnegur, și fostul președinte rus Boris Eltsen, în prezența liderilor separatiști Igor Smirnov. Documentul prevedea încetarea imediată a focului și monitorizarea zonei de forțe de menținere a păcii rusești. Era momentul în care războiul dintre forțele separatiste din Transnistria și Republica Moldova se încheia. Un război, se pare, de care am cam uitat cu toții. Ce trupe au rușii în Transnistria? Ei bine, se estimează că în stânga Nistrului sunt dislocați aproximativ 2000 de militari ruși, reprezentând forțele de menținere a păcii agregate, dar și rămășițele ale fostei armata a 14-a sovietice, actualmente GOTR, al cărui statut este contestat. Pe lângă toate acestea, să nu uităm și de exploziile din regiunea transnistreană de pe data de 25 și 26 aprilie 2022, chiar în a doua zi de Paști, când autoritățile din regiunea transnistreană au semnalat un atac care a deteriorat sediul MGB de la Tiraspol și explozii care au distrus antenele radio din satul Maiac. S-a mai relatat de asemenea despre explozii pe aerodromul militar din Parcani, astfel că pe 26 aprilie autoritățile transnistrene declarau nivel roșu de alertă de securitate și au început instalarea de blocuri de beton pe drumuri, ducând spre mai multe orașe din regiune. În acel moment, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, declara că pentru cetățenii de pe malul drept al Nistrului nu ar exista riscuri iminente în urma incidentelor. Cam asta a fost pentru astăzi, dragi prieteni. Anunțăm pericolul invadării Republicii Moldova și consecințele acestor mișcări de foarte mult timp pe canalul Adevărul Secrete. Și vă las aici două videoclipuri concludente în care puteți afla mai multe detalii și cum ne va influența nouă viața în România acest lucru. Vă mulțumesc că urmăriți canalul Adevărul Secrete. Nu uitați să dați un like și un share ca să ajungă la cât mai mulți români și să fie cât mai multă lume informată ce se întâmplă în apropierea granițelor României, iar până data viitoare vizionează și alte materiale foarte interesante de pe canalul Adevărul Secrete și, bineînțeles, nu uitați să apeși butonul roșu de subscribe. Toate cele bune, dragi prieteni!